Cartea Evrei, capitolul 13, într-o secțiune pe care am luat-o mai cu deamănuntul, mai la bani mărunți, pentru că este un mini tratat de eclesiologie unde se descrie credința și viața bisericii sau credința și practica bisericii. Am văzut în duminicile anterioare câteva aspecte fundamentale despre Biserica noului legământ, cum ar fi versetul 7 despre înaintașii noștri, mai mari noștri, care mi-au vestit cuvântul și au sfârșit. Suntem îndemnați să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire. Am văzut, de asemenea, învățătura bisericii, care este o învățătură bazată pe har. Inima este întărită, spune aici, prin har, nu prin mâncări și alte reguli evreiești. Apoi am văzut cum a fost înființată biserica. Această înființare a bisericii prin jertfa Domnului Iisus Hristos a fost închipuită și în Ritualurile, ceremoniile de la cortul întâlnirii. Biserica a fost înființată nu prin decizia unui om, nu prin strângerea noastră la oaltă, nu prin grupul de casă. Biserica a fost înființată prin jerfa Domnului Isus Hristos. De asemenea, ca un efect al acestei înființări a Bisericii, avem separarea Bisericii, suntem îndemnați, la fel cum Isus, chiar prin jerfa Lui, înființând Biserica, a ieșit a pătimit dincolo de poartă și noi să ieșim afară din tabără la el ca să suferim o cara lui. Data trecută ne-am uitat la versetele 15 și 16, la închinarea bisericii, cum ar trebui să arate ea după cuvântul lui Dumnezeu. Iar în această dimineață vom privi în detaliu la versetul 17, care ne vorbește despre îndrumătorii bisericii. Dacă nu mă înșel, Biblia de la 1931, Cornelescu chiar așa, îi numește pe mai mari de aici, folosește termenul ascultați de îndrumătorii voștri sau povățuitorii voștri, aceia care arată drumul înainte, da? nu care fac drumul sau calea mântuirii după capul lor, ci care arată, sunt pedagogi, povățuitori, îndrumători, cărmuitori. GBV 2001 îi numește conducători. Ascultați de conducătorii voștri. Este același sens. Mai mari conducători, povățuitori, îndrumători, este același lucru. Așadar, acesta este subiectul nostru din această temă mare a bisericii, subiectul nostru specific, precis, dar ne focalizăm asupra îndrumătorilor bisericii și nu voi repeta foarte multe lucruri pe care le-a spus fratele Mihai duminică seara, ci aș dori să fie un mesaj complementar la acele lucruri. De ce ar trebui să vă intereseze pe dumneavoastră despre ce trebuie să facă îndrumătorii? De ce să nu se întâlnească ei între ei și să discute ei. uite, asta trebuie să facem în biserică. Deci ar trebui să știe biserica ce trebuie să facă îndrumătorii. Păi un motiv este faptul că biserica sau frații au o responsabilitate, o îndatorire față de acești mai mari. De asta e important ca toți să știe ce sunt îndrumătorii ăștia, ce misiune au ei, ce chemare au ei, ce împuternicire, ce autoritate, ce slujbă, ce chemare au oamenii aceștia. Biserica trebuie să știe pentru că ea are o îndatorie față de ea. Ascultat, zice. Fiți-le supuși. Apoi, pentru că Dumnezeu vrea să fim empatici față de starea lor. Față de starea lor, spune Scriptura aici, pentru ca să poate face lucrul acesta cu bucuria asta. Spune fraților. Nu suspinând. Deci frații trebuie să fie empatici, da? Să aibă simpatie față de starea slujitorilor. Apoi, pentru că nu avem cum să-i recunoaștem. Cum ai putea să recunoști un slujitor în biserică dacă nu știi cine e el? Cine l-a chemat, ce autoritate are, ce slujbă are, ce calități trebuie să aibă, nu, ce calificări. Cum ai putea să recunoști? simplu să vezi că e un slujitor undeva, dacă nu știi la ce e chemat el, cum trebuie să arate el. De asemenea, pentru că uh, altfel ar putea foarte ușor, ceea ce se și întâmplă în multe locuri, să fie condus de un lup răpitor. În loc de un slujitor. Dacă tu nu știi care e distinția dintre un slujitor a Domnului și un slujitor a diavolului. Uh, acum spui, păi chiar să nu facem distinția? Uh, e posibil lucrul acesta pentru că Biblia spune că și diavolul ia înfățișarea unui înger de lumină. Domnul Iisus Hristos a spus, vor veni mulți cristoși mincinoși. Un fel de, îi au niște, imită ceva din Hristos adevărat, da? Vor veni proroci mincinoși, da? Frați falși. Sunt tot felul de imitații. Dacă tu nu știi bine care este adevărul, cum vei putea distinge de fals, da? Și din nefericire, mulți oameni care se îngrămădesc în spatele unor lideri, se îngrămădesc în spatele unor lupi răpitori. Pentru că nu au fost învățați. Și acum să fiți siguri că un lup răpitor nu are niciun fel de interes să le explice fraților care e slujitorul adevărat și care e slujitorul fals. Da? Deci am fi, am fi foarte ușor conduși de lupi răpitori dacă nu am ști care este slujitorul adevărat, chemat de Dumnezeu. Da? De ce să ascultăm un mesaj despre cărmuitorii bisericii? Pentru că așa ne putem implica în această relație dinamică dintre frați și slujitori. Și textul ăsta tocmai asta ne arată. Există o responsabilitate, și am aflat deja duminica trecută lucrul acesta, a fraților și există o responsabilitate a slujitorilor față de frați, fraț, da? Dar sunt două responsabilități complementare. Ele se unesc între ele. Este o dinamică. Dacă relația merge doar dintr-o direcție, da? Slujitorii încearcă să îndrume și biserica este rezistentă la slujirea lor, spune scriptura slujitorul suferă, suspină și vouă nu va fi de niciun folos. Este ineficiență, insucces în adunare dacă nu se cunoaște această relație dinamică dintre frați și slujitori. Da? Pentru că nu poți, trebuie să auzi mesajul ăsta, pentru că nu poți să te așezi sub autoritatea unor necunoscuți. Da? Totdeauna vei fi, Vei avea suspiciuni, domnule, cine e omul ăsta? Ce vrea omul ăsta? Păi eu nu cred că ar trebui să fac asta. Eu nu cred că ar trebui să spun asta. Dacă fiecare e cu ideile lui și nu avem toți o viziune comună asupra cine este și ce trebuie să facă slujitorul. Da? E important pentru că așa ne vom elibera și pe noi înșine și pe ei de așteptări legitime. Fiecare dintre noi portretizăm, creionăm în mintea noastră. Eu cred că frații ar trebui să fie așa, eu cred că slujitorii ar trebui să fie așa. Dacă asculți ce spuneți Sfânta Scriptură, așteptările ilegitime Trebuie să cadă la pământ. Și noastre, și ale dumneavoastră, și ale tuturor, da? Și, mai important, cred că ceea ce arată textul acesta prin excelență este că, ascultând un mesaj despre în îndrumătorii Bisericii, vom înțelege dimensiunile monumentale, escatologice ale lucrării acestora. Dimensiunile monumentale ale lucrării acestora. Nu există o altă slujbă ca aceasta. Este și un mare privilegiu, dar este într-adevăr și o responsabilitate extraordinară. Acum, Sfânta Scriptură, introductiv, Sfânta Scriptură folosește mai mulți termeni pentru a descrie pe mai mari voștri. Și când Sfânta Scriptură folosește acești uh, termeni multipli, ea nu vrea să stabilească o ierarhie în biserică. Avem prea fericitul episcopii. Uh, după aceea bătrânii, după aceea păstorii, după aceea și așa. Și tot să fie o, o scară din asta. Și noi să stăm să dibuim din Sfânta Scriptură, să vedem, domne, care e mai mare decât, 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 decât celălalt, da? decât ceilalți. Prezbiterii sunt mai mari decât crămuitorii, crămuitorii sunt mai mari decât păstorii, păstorii decât învățătorii, învățătorii decât episcopii. Cum sunt lucrurile așezate? Aceștia sunt termeni interschimbabili care se referă la aceeași slujbă, la același oficiu. Da? Și Sfânta Scriptură ne arată foarte clar lucrul acesta. Vă răs pe dumneavoastră să studiați cel puțin două pasaje sugestive, 1 pentru 5 și uh, fapte 20. Unde, uh, de exemplu, uh, Petru zice, uh, eu ca prezbiter împreună cu voi vă sfătuiesc, sfătuiesc pe prezbitere dintre voi, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub supravegherea voastră. Deci spune prezbiterilor ce să facă? Să păstorească. Păi nu păstorii trebuie să păstorească. Uh, ba da, pentru că prezbiterii sunt păstorii să păstorească turma care este, zice, sub supravegherea voastră. Termenul din original este episcopia voastră. Pe cum așa și episcop și păstori? Da, pentru că este aceeași funcție și sunt folosiți mai mulți termeni care ilustrează fie poziția de autoritate acestora, fie slujba pe care ei trebuie să o facă. Da? Bătrân, când spui bătrân, este un om cu greutate, matur spiritual. Când spui supraveghetor, te referi la o lucrare de veghere, de supraveghere. Când spui învățător, te referi la o altă slujba lui, da? Sau la o altă dimensiune a slujbeliului. El cum supraveghează? Păi supraveghează prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o crmuire a bisericii stabilită de Dumnezeu. În textul acesta ei sunt numiți uh, conducători. Bun. Ni se prezintă prima dată în textul acesta responsabilitatea membrilor față de aceștia și apoi responsabilitatea lor față de, de frați. Da? Responsabilitatea membrilor este să asculte și să fie supuși. Ascultați de mai mari voștri și fiți supuși. Asta este o îndatorire, nu este o sugestie. Da? Este o poruncă a lui Dumnezeu. Ascultați de ei și fițile supuși. Obiceiul acesta foarte nărav ăsta democratic de a alege fiecare slujitorii după cum îi taie capul. Domnule, ce tot discutăm acum? Calificări? Chied? Domnule, punem la vot. Gata. Am votat. La 2 sau 3 sau 4 sau când vrea cineva, dacă cineva vrea. Noi vrem anul ăsta după un an să punem la vot păstorul. Și pun la vot și poate nu mai iasă păstorul. Năravul ăsta nu este biblic. Da, există o responsabilitate a adunării de a recunoaște un slujitor. Cum ar putea un slujitor să slujească într-o adunare dacă adunarea nu îl recunoaște? Dar ideea asta că biserica este factorul principal de determinare a chemării cuiva sau de hotărârea autorității cuiva este fals. Există o complementaritate între chemarea lui Dumnezeu, dată unui om, și același Dumnezeu care călăuzește adunarea să recunoască pe acel slujitor. Am adunarea de capul și zice, domnule, ce tot discutăm asta? Hai, o tărâm noi, după cum ne taie pe noi capul. Da? Cam, asta este, cam, asta este, practica. Biblia poruncește aici bisericii să asculte de acești oameni. Nu în momentul în care biserica spune, nu, nu ne place ce spun oamenii ăștia. Ei poate spun după cuvânt, nu, nu ne place, ce facem? Îi schimbăm. Simplu, îi schimbăm. Și ne dăm, facem exact ce a spus apostolul Pavel, ne dăm niște oameni care ne învață după poftele noastre. Și am încheiat discuția. Când biserica înțelege care este rolul cârmuitorilor dați de Dumnezeu în adunare, abia atunci poate să se raporteze corect la ei, da? Acum, este o poruncă dificilă asta să asculți de mai mari. Nu credeți că e o poruncă dificilă? Eu cred că e o poruncă foarte dificilă. De ce? Datorită înclinației noastre, chiar ca oameni născuți nou, datorită înclinației noastre, predispoziției noastre spre independență, spre autonomie, spre degajare de, o, de orice structură sau sistem sau formă de conducere. Noi vrem să ne conducem propria noastră viață. Și există un loc pe pământul acesta, spiritual, duhovnicesc, în care Dumnezeu îți cere voluntar statului, te supui că n-ai ce face. Dumnezeu își cere voluntar, dacă ești născut din nou, să te supui unei autorități. Să arăți în adunare, prin supunerea ta față de cârmuitorii adunării, supunerea ta față de Dumnezeu. Și trebuie să faci lucrul ăsta voluntar. Nimeni nu te obligă să faci lucrul acesta. Tu voluntar spui, mă spun, supun, sub autoritatea acestei adunări. De ce? Că sunt copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a poruncit lucrul acesta. Acum unii spun, domnule, dacă dacă asculți de alți oameni, cum ar fi cârmuitorii biserici, unii neagă în totalitate că ar trebui să existe o cârmuire a bisericii, o, niște îndrumători în adunare, înseamnă să asculți de oameni. Să asculți de oameni. Și noi nu trebuie să ascultăm de oameni. Nu spun apostolii când stau în fața Sineri. noi nu trebuie să ascultăm de oameni. Noi ascultăm numai de Dumnezeu ce bine sună. De ce nu ascult de păstori, de presbiter sau ce-o fi ei? De ce? Noi trebuie să ascultăm numai de Dumnezeu. Nu sună bine? Sună foarte bine. Numai că este fals și greșit pentru că Dumnezeu acesta care ți-a cerut să asculți de El a pus niște îndrumători în biserică de care ți-a poruncit El Dumnezeu să asculți de ei. Așadar a asculta de ei înseamnă de fapt a asculta de Dumnezeu. Calvin spunea și vă citesc vreo două, trei citate, mi s-au părut geniale. Spune așa, trebuie observat că Apostolul vorbește numai despre acei care și-au îndeplinit cu credincioșie slujba. Pentru că aceia care nu au nimic altceva decât titlu... Cei care folosesc titlul de păstori cu scopul distrugerii bisericii merită puțină reverență și chiar mai puțină încredere. Da? Deci noi nu vorbim de oameni care au titlul de slujitori, titlul de păstori. Ci oameni care sunt chemați de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Tot Calvin spunea despre preoții catolici care nu predicau cuvântul și nu supravegheau uh, uh, sufletele sub autoritatea scripturală, că sunt, citez, criminal cruzei sufletelor și lup lacomi. În că vă gândească cuvintele pe care noi le folosim, sunt prea dure. Tot el spunea în continuare: Suntem obligați să ascultăm de păstorii noștri, dar trebuie să căutăm cu înțelepciune și atenție cine sunt acești cârmuitori credincioși. Pentru că și pe vremea aceea, și pe vremea apostolilor, și astăzi sunt mulți oameni care au pletenția de slujitori. Da? Zice, trebuie să căutăm cu înțelepciune și atenție cine sunt acești cârmuitori credincioși. Pentru că dacă dăm această onoare nediscriminatoriu tuturor celor care pretind lucrul acesta, atunci facem un rău binelui, iar motivul menționat aici, că trebuie să-i respectăm pentru că priveghează asupra sufletelor noastre, este făcut inutil. Deci trebuie să existe o identificare clară a cine sunt oamenii aceștia. Acum, cârmuitorii aceștia despre care Scriptura vorbește nu sunt mijlocitori între noi și Dumnezeu. Ei nu sunt mijlocitori. Ei sunt niște Pedagogi, da? Niște pedagogi, la fel cum părinții, sunt niște pedagogi pentru copiii lor, da? Asta este responsabilitatea membrilor față de ei. Simplă, dar grea. Apoi ni se prezintă responsabilitatea mai marilor față de membrii Bisericii. Da? Și membrii Bisericii trebuie să înțeleagă, spune Scriptura, că aici li se spune lor. Trebuie să înțeleagă care este responsabilitatea mai marilor. Scriptura spune așa, ascultați de mai mari voștri și fiți supuși, căci ei fac slujba următoare. Deci membrii trebuie să știe care e responsabilitatea acestor oameni. Și responsabilitatea acestor oameni vă voi prezenta prin trei aspecte mari. Responsabilitatea slujitorilor, îndrumătorilor. În primul rând supravegherea lor eclesială. Uitați-vă ce spune. Zice aici că mai mare priveghează asupra sufletelor. Agenda mai marelor, agenda îndrumătorilor este stabilită de Biblie. Ei nu trebuie să-și farme capul, nici ei, nici membrii, cu privire la ce trebuie să facă un păstor. Una din cele mai lungi discuții pe care le-am avut cu fratele meu înainte să vin aici a fost cu privire la fișa, așa zisă, fișă de post. Pentru că în vechiul sistem, ești ales păstor și nu după aia, afli ce trebuie să faci dar eu n-am știut că n-ai știut, Da, asta ți se cere. Păi, frate, dar conștiința mea nu mă lasă să fac, îmi pare rău, ești ales de noi, trebuie să te duci să vocalizezi ce spunem noi. Agenda unui slujitor este stabilită de cuvântul lui Dumnezeu. Slujitorul nu trebuie să aibă nicio surpriză că biserica are așteptări de el care nu se cerute, care sunt legitime, nu se cerute de Sfânta Scriptură. Manualul este Sfânta Scriptură, da? Și membrii și mai mari să uită în Sfânta Scriptură pentru a vedea la ce este el chemat, da? Acum termenul Supraveghere aici sau priveghere nu este termenul obișnuit supraveghere de la care noi am extrat cuvântul episcopos da? sau episcopie Nu este e cuvântul care e folosit în general când spune că ei supraveghează asupra sufletelor voastre Cum este de exemplu un 1 Petru 5 sau un Fapte 20 Ci este termenul referi, folosit în Sfânta Scriptură pentru a se referi la veghere în fața unui pericol Terminul se referă la fi alert, veghetor, ca un străjer care uh, anticipează anumite pericole și totdeauna pe fază. Da? Nu doarme. Își alungă somnul pentru că știe că vin niște pericole. Cu alte cuvinte, slujba supraveghetorului, îndrumătorului, este să vegheze. Sufletele sunt în pericol, iar cârmuitorul este alert, vigilent, veghetor, neodihnit în slujba aceasta, în fața pericolelor care îi pas pe frați. Da? Slujba unui păstor este să supravegheze. Da? Este să supravegheze. Lucrul ăsta presupune, unul, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că ăsta e singurul mod în care el poate să vadă pericolele. Și cunoașterea sufletelor oamenilor. Da? Ceea ce presupune că membrii, frații, trebuie să fie deschiși. Da? Ca cârmuitorul să poată să-i vegheze asupra pericolelor care îi pasc pe oamenii aceștia. Ce mai mulți oameni înțeleg în supravegherea aceasta, consiliere. Și aspectul consilierei citeam recent pe Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones spunea că uh, practica asta, consiliere este o practică destul de nouă în istoria creștinismului. Și a luat, a luat, uh, a, a, a luat o prioritate foarte mare în slujba pastorală. Consilierea a devenit în mintea oamenilor o chestiune foarte importantă în slujba pastorală. Deși pentru cea mai mare parte din istoria creștinismului a fost necunoscută. Foarte interesant lucrul ăsta. Și el spunea că există cel puțin două motive pentru care consilierea a devenit atât de importantă. Doamne, am nevoie să mă consilieze cineva. Am nevoie să vină păstorul și să plâng pe omărul lui. Am nevoie să-i spun cuiva, să mă descarc și să... Și trebuie să se facă lucrul ăsta sistematic. Și există chiar metode sistematice de vizitare a fraților de nu știu câte ori pe an. Uh, mecanic, da? Adică e stabilit. Așa, așa. Nu că nu are probleme. Doamne, trebuie făcut lucrul ăsta. Și eu că există cel puțin două motive pentru care se întâmplă lucrul ăsta. Unul, lipsa părtășiei frățești. Că nu există părtășie frățească, ai nevoie de consiliere. Pentru că lucrurile pe care le-ai fi rezolvat printr-o simplă trăire în viața unei biserii sănătoase, da? a trăi cu frații tăi împreună, a te întâlni cu ei, a povesti cu ei, a sta la un ceai cu ei, a sta la masă cu ei, a -ți descărca sufletul, lucruri care s-ar rezolva de la sine, da? nu se rezolvă, devin niște buboaie mari și explodează și atunci ai nevoie de consiliere. Și al doilea lucru, cel mai important motiv este lipsa predicării cuvântului Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Nu există niciun medic mai mare al sufletelor decât Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt nu lucrează altfel decât prin predicarea cuvântului Dumnezeu. Așadar, când biserica stă constant, când frații și surorile stau constant sub predicarea cuvântului Dumnezeu, în cea mai mare parte, problemele lor vor fi rezolvate direct, când Duhul Sfânt operează sufletele lor prin predicarea Cuvântului Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Asta înseamnă că eu trebuie să fac parte dintr-o asemenea biserică care predică Cuvântul lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt, care predică tot Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai devreme sau mai târziu, problema mea va ajunge să fie tratată de Duhul Sfânt live, în direct. Și eu mă duc acasă cu o problemă gravă rezolvată. De Duhul Sfânt prin slujitorul care predică cuvântul, nimic altceva, în puterea Duhului Sfânt. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta și administrez bisericii tot felul de medicamente din astea care îl ține o săptămână, atunci îi fac dependenți de mine. De un om îl fac dependenți. Nu-i fac dependenți de Hristos. Nu-i fac dependenți de Hristos. Nu-i fac dependenți de cuvântul care a rezolvat problema lor. Și eu le dau medicamentul săptămânal și ei tot au nevoie de mine. Le dau la săptămânală. Le dau ilustrația săptămânală de care au, nevoie. Le dau discursurile motivaționale de care îi țin doar câteva zile și după aia au nevoie de alt discurs motivațional ca să o mai ducă încă două, trei zile sau patru zile. Și nu există o operație supranaturală, directă, misterioasă a Duhului Sfânt în sufletul lui prin cuvântul lui Dumnezeu. Care ține? Care ține? Care îl transformă? Prin asta nu am spus că nu există un loc pentru consilierea creștină. Ar fi o mare greșeală să spun că nu există loc pentru așa ceva ci spun că prioritizarea acestui lucru și identificarea slujbei pastorale sau a prezbiterului sau a supraveghetorului cu acest lucru este în mare parte greșită datorită acestui lucru. Unde vezi mult accent pe consiliere creștină, să te uiți la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Și hai să vezi că e multă muzică și puțin cuvânt. Și puținul cuvânt care este este un discurs moralist, care nu poate transforma absolut pe nimeni cu absolut nimic. Matthew Henry, un puritan, spunea despre autoritatea și slujba slujitorilor în felul următor. Ei nu au nicio autoritate să domnească asupra poporului, ci să-i conducă în căile lui Dumnezeu. Cum? Informându-i și instruindu-i, explicând Cuvântul lui Dumnezeu și aplicându-l în mai multe cazuri. Simplu descrisă slujba. Eu călăuzesc în căile lui Dumnezeu. Cum? Explicând Cuvântul lui Dumnezeu și aplicându-l în mai multe cazuri. Ei nu trebuie să-și facă propriile legi ci să interpreteze legile lui Dumnezeu. Și nici interpretarea lor să nu fie primită imediat fără examinare. Ci poporul trebuie să cerceteze scripturile și în măsura în care instrucțiunile slujitorilor sunt conforme cu scriptura, ei ar trebui să le primească. Da? Deci există o complementaritate. El predică cuvântul, explică cuvântul, aplică cuvântul la situațiile din viața lor, da? cum e călăuzit de Duhul Sfânt, iar ei trebuie să interpreteze, să vadă, să cerceteze Scripturile, să vadă dacă lucrul acesta se face după cuvântul lui Dumnezeu. Deci este exact acest aspect al supravegherii care constă în mod primar, în cărmuirea îndrumarea, păstorirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar supravegherea asta, spune Scriptura aici, se face asupra sufletelor. Priveghează asupra sufletelor voastre, da? Asupra sufletelor voastre. Deci, slujba prezbiterului sau mai mare lui este în mod esențial una spirituală. A spus el, nu este caracatița aia care a făcut 15.000 de departamente în biserică pe care el le conduce. Slujba lui, în esență, este spirituală. Când a venit problema aceea în biserica primară de care vă aduceți aminte și nu știau cine să împartă uh, mâncare la văduve? Frați apostoli ei ar fi cei mai potriviți să împartă sarmale. Că știu, uite, la sora îi dăm o sarmale jumate, că nu are nevoie de mai mult. La sora cu tare îi dăm două sarmale jumate. Ei cei mai potriviți. Câtă smântână să le dăm. Păi el știe. Dacă au probleme cu colesterolul, cu nu mai știu ce pe acolo, el știe, fratele, apostole, cine să știe altcineva, nu? Ei și ei mai potriviți pentru treaba asta. Și apostolii spun, nu, voi alegeți dintre voi niște oameni care se ocupe de treaba asta. Nu o să le lăsăm noi cuvântul Domnului și rugăciunea ca să ne ce să sarmale. Nu știu dacă aveau sarmale atunci, da, am spus sarmale. Mi poftă de sarmale acum. Dar înțelegeți, da? Natura slujbei lui este una spirituală. El spune, supraveghează sau priveghează asupra sufletelor. Tocmai în asta constă greutatea mare a acestei slujbe. Pentru că slujba asta e invizibilă. unde sufletele dumneavoastră? Mai vedem trupurile. Sufletele sunt aici. Este o slujbă invizibilă, da? Care nu se vede. Lucrarea aceasta. Sufletele acestea nu se văd. Și lucrarea aceasta este dificilă pentru că umbli cu instrumente spirituale asupra unui complex, asupra unui univers de stări și de sentimente. Fiecare suflet în sine este un univers de trăiri, o istorie întreagă, un univers, un complex de sentimente, o, o viață acolo a unui om. Slujba este extrem de grea de priveghere a sufletelor, da? Slujba asta este serioasă. De asta slujitorul nu poate fi frivol, distrat, relaxat, când știe că înaintea lui sunt niște suflete. Sunt niște suflete. Nu sunt niște animale care sunt puțin mai raționale, mai dezvoltate, pe care el trebuie să le cârmuiască după cum îl taie el capul. Acolo sunt niște suflete, da? Și el are poate un ceas, slavă Domnului că avem mai mult aici în adunare, ca să se ocupe de sufletele alea și felul în care el se ocupă de sufletele alea va avea efecte pentru eternitate. De asta slujba asta este fantastică, fantastică, extraordinar de serioasă, de serioasă, de solemnă. Pentru că el trebuie să vegheze în fața pericolelor care pasc pe frați, care pasc sufletele fraților, slujitorul foarte des va deveni negativ, grav, tulburat în mesajele sale. Pentru că el trebuie să avertizeze, asta, asta e termenul folosit aici, vechează asupra sufletelor în fața pericolelor. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Asta este termenul. Veghează în fața ispitelor, în fața pericolelor, în fața păcatului, în fața atacurilor celor rău. Și el e totdeauna pe vază și îl vezi o leacă că e puțin ca încrispat câteodată. În deci, ce fratele? Frate, relaxează-te, viața e bună, liniștită, calmează-te. ce e cu tine? El știe care are o slujbă spirituală. El veghează asupra sufletelor. Sunt pericole care sunt în fața acestor suflete, da? Și slujitorul trebuie să vadă, să caute, să vadă care, care sunt pericolele acelea. Da? El vechează asupra strategiilor diavolului folosite de diavolul pentru suflete, asupra erorilor doctrinare care afectează sufletele, asupra oamenilor înșelători care încearcă să câștige aceste sufletele, să le prindă în curse, asupra perversiunilor păcatului din viața acestor oameni, asupra influențelor păcătoase din cultură și sociale, el vede, el vechează ce se întâmplă în zalău. Cum încearcă satana prin cultura și societatea de aici să cuprindă Sufletele astea. Și el vechează mai mult asupra judeca... asupra judecății mâniei viitoare, care stă să vină peste orice Suflet care nu este împăcat cu Dumnezeu. Această slujbă, această responsabilitate este solemnă, este gravă, este grea. Scopul slujbei este să câștige Sufletele acestea. Dar el se ocupă de slujbe și el vrea să le câștige. Nu pentru el, ci pentru Hristos. El vrea să le câștige, dar nu pentru el. Și pentru Hristos, el nu-și face slujba ca să strângă niște susținători, niște acoliți, niște membri, niște convertiți. Cel el vrea să câștige niște oameni nu pe pământul acesta, ci pentru eternitate. Nu pentru sine, ci pentru Hristos. Asta este slujba lui. Al doilea aspect, pe lângă supravegherea aceasta eclesială, este socoteala escatologică, care este între el și Dumnezeu. Deci, slujitorul înțelege care e relația lui cu frații și înțelege că el are o relație cu Dumnezeu, are o problemă cu Dumnezeu va veni un moment al socotelii între el și Dumnezeu. Da? Că spune aici așa, ei privegează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteala de ele și tu trebuie să știi că atunci când el se ocupă de tine, când îți predică, când te îndrumă prin cuvânt, când se ocupă de tine, el face lucrul acesta în lumina eternității. În lumina unei mari zile în care el va da de socoteală pentru ce a făcut, da? Deci responsabilitatea acestor oameni este cu atât mai mare încât el are încât această slujbă are efecte escatologice pentru el. Da? Presiunea pe care o va resimți este una enormă. Este una enormă. Este această, această idee foarte larg răspândită. Că, domnule, dacă nu știi să faci altceva, te faci popă. Te faci păstor. Nu ți a ieși nimic în viață, te faci păstor. Acum sper că nu aveți părerea asta despre fratele Mihai, nu? El cam știe să facă multe alte lucruri. Nu de asta s-a făcut păstor. Da, s-a făcut păstor, s-a făcut tata, mama păstor, sau au făcut prietenii păstor dacă au fost destui în biserică. Frați și surori, dacă ai în vedere socoteala la care va fi chemat păstorul, vei înțelege că asta e cea mai grea slujbă care există pe pământ. Tu dacă ai o firmă de 500.000 de euro sau cu un capital de nu știu câte milioane de euro și ai băgat un faliment într-un an de zile și ai demisionat poate zeci, sute de oameni și Ceea ce ai făcut, greșelile pe care tu le-ai făcut la slujba are au un impact financiar, poate chiar în societate. Egal cu zero, pe lângă ce va trebui să dea socoteală prezbiterul sau păstorul înaintea lui Dumnezeu. Egal cu zero. Da sau nu? Egal cu zero. Egal cu zero. Pentru că el privegează asupra sufletelor și va da socoteală înaintea lui Dumnezeu, da? Înaintea unui Dumnezeu care este perfect și sfânt. Și el va da socoteală nu pentru lumea aceasta. Nu pentru valorile lumii acestea, ci pentru un singur suflet care e mai valoros decât toată lumea aceasta. Ce ar fi dacă ai câștigat toată lumea și să-i pierde? Domnul Iisus face comparația aceasta. Și el nu are un suflet înaintea lui. El are multe suflete înaintea lui. Și are o dată sau de două ori sau de trei ori pe săptămână, 50 de minute sau 40 de minute când trebuie să se ocupe de sufletele acestea și de eternitatea lor. De sănătatea acestor suflete. De aceea slujba lui când el își face activitatea, slujitorul de multe ori când se ridică la amvon, tu știi cum e la steak and shake, tu știi cum e când bei cu el cafea, tu știi că poți să glumești cu el, tu știi că poți să vorbești cu el ca și cu un om normal, poți discuți despre roți cu el, poți discuți despre mașini, poți discuți despre cafea, poți discuți despre apartamente, poți discuți cu el despre multe lucruri. Dar știi că atunci când el se ridică la amvon, devine solemn, grav și de multe ori se transfigurează. Fața lui se schimbă. De ce? Foarte simplu. pentru că el înțelege momentul acela, dacă ești un slujitor al lui Dumnezeu, că predică în fața tronului lui Dumnezeu. Eu, mă, eu trebuie să mă văd acum în fața tronului de judecată al lui Hristos și va trebui să dau socoteală pentru 3, 4, 5, 20 sau 100 de suflete care au stat înaintea mea. Asta înțelege el. De aceea există o schimbare, da? O transfigurare a, a ființei sale, a, a vieții sale lăuntrice înaintea oamenilor care ascultă predicarea lui. Slujitorul, când cârmuiește, nu trebuie să caute să fie prietenul oamenilor. Nu trebuie să folosească glume, Poate bancuri, să dispună audiența. El știe că stă în fața lui Dumnezeu. Și el trebuie să bage frica de Dumnezeu în cei care îl ascultă. Pentru că despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Despre relația noastră cu Dumnezeu. Lucrul acesta va da, nu, nu va pune doar o presiune mare pe slujitor, ci va da și îndrăzneală. El trebuie să devină neînfricat, curajos, îndrăzneț. Pentru că este o singură persoană care contează în ultima instanță. Pentru că multe audiențe sunt foarte recalcitrante, foarte respingătoare. Și istoric s-au văzut că au fost oameni foarte curajuți, foarte îndrăzniți, care au băgat fica de Dumnezeu chiar și în împărați, chiar și în regine. Pentru că ei au știut că au fost trimiși de Dumnezeu să facă lucrarea aceea. Și asta a făcut o foarte, foarte, foarte mare uh, diferență. Da? Uh, dacă slujitorul va da socoteală lui Dumnezeu, înseamnă că el este angajatul lui Dumnezeu, nu al oamenilor. Mulți slujitori își compromit slujirea, chemarea, conștiința, pentru că îți plătize congregație. Congregația susține slujitorii și financiar, și moral, și spiritual. Dar nu ea le dă chemarea. Nu congregația îi dă autoritatea, nu congregația îi dă darul. Biserica vede, spune, da, vedem că Dumnezeu a dat un dar acestui om și îl recunoaștem și îl susținem după cuvântul lui Dumnezeu să facă această slujbă. Dar noi știm că el este angajatul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl plătește prin banii noștri. Mulți s-au compromis în felul acesta. De ce? Dumnezeu, dar ei, s angajatul lor. Când ești angajat undeva, faci ce spune el, nu? Aici e diferit. Aici este diferit. Apoi, al treilea lucru din responsabilitatea acestui sau din viața slujitorului, da? Primul lucru descris este supravegherea eclesială. Al doilea lucru, socoteala escatologică față de Dumnezeu. Și al treilea lucru, satisfacția emoțională față de sine pe care trebuie să o aibă slujitorul. Foarte interesant că autorul devine foarte emoțional aici și spune așa, mă, aveți grijă, ascultați de ei, supuneți-vă, pentru ca să poată face lucrul acesta, când vine slujitorul aici la adunare, știi ce bine, vin frații, să fie bucuros, nu să stea acolo... Uf. Un început. Hai, bagă braza, greu, greu. Și frații mai aruncă cu pietre, cu ouă, cu roșii stricate, folosesc o metaforă. Da? El trebuie să spune Scriptura să facă lucrul acesta cu bucurie. Dar cui îi spune autorul despre satisfacția emoțională a slujitorului? Cui îi spune? Membrilor le spune. Nu lui îi spune, hei, fii bucuros. Aș fi. Aș fi. Mulțumesc de poruncă. Da. Înțeleg. O să încerc. Membrilor le spune. Zice, faceți într-asemenea mod ca lucrarea lui să-i aducă satisfacție. Da? Să-i aducă satisfacție. Pentru că satisfacția lui emoțională depinde nu doar de ceea ce face el, ci de felul în care Congregația răspunde. Un slujitor nesatisfăcut, trist, abătut, tulburat, care sufer din cauza membrilor, nu va avea eficiență în slujire. Deci, Congregația trebuie să aibă tot interesul ca el să aibă satisfacție. De ce? Pentru că de asta depinde eficiența lui în slujire. Da? Cum să aibă el eficiență dacă starea lui spirituală și emoțională este afectată, este la pământ? Cum să aibă eficiență? Cum să aibă eficiență dacă biserica e rezistentă la slujirea lui? Pe unde e eficiența dacă noi rezistăm slujirii? Da? Dacă noi ne împotrivim slujirii lui? Da, ești responsabil ca slujitorii să aibă satisfacție în slujire. Da, ești responsabil ca slujitorul să nu suspine din pricina ta. Și da, este în folosul tău ca slujitorul să nu suspine din pricina ta. Pentru că de asta depinde eficiența slujirii lui în viața ta. Da? în viața ta. Deci dacă îți sabotezi slujitorii, îți te sabotezi pe tine însuți. o întrebare foarte sinceră pentru dumneavoastră. Ce credeți? Fiecare întrebați-vă în dreptul dumneavoastră. Vă face slujitorii să suspine? Când ești la tine, domnule, l-am făcut vreodată? Hai vă pe fratele Mihai, că poziția mea nu prea să știe, să așa, într-o zonă mai încet L-am făcut vreodată să suspine. Ce credeți? Când ești la tine. Eu l-am făcut, eu, eu știu sigur că l-am făcut am adus și multă bucurie, dar și l-am făcut să suspine. Acum, poate câteodată l-am făcut pe drept, dar... Dar trebuie să mă întreb, domnule, na, au fost niște lucruri precise pe care eu l-am făcut, care, pe care le-am făcut și l-au făcut să suspine? Biblia spune că sunt responsabil să nu-l fac să suspine. Să nu-l fac să suspine. Și acum, din câte știu eu, nu a venit să plângă la niciunul din noi. Îmi plângă. Vezi că m-ai făcut să plângă seara. Nu a făcut asta. Dar l-am făcut, i-am făcut inima să suspine. L-am tulburat, l-am întunecat, I-am stricat starea emoțională, starea spirituală. Trebuie să mă întreb personal pe mine dacă am făcut lucrul acesta. Acum, trebuie să știți că falimentul nostru, falimentul nostru de a răspunde pozitiv slujirii îndrumătorilor, îi produce o suferință cumplită. De ce? Pentru că el își privește slujba în lumina eternității. De ce? Pentru că el știe care de a face cu suflete care sunt mai importante decât orice altceva. Și el știe că falimentul, că e din cauza lui, că e din cauza noastră, știe că falimentul acela are implicații enorme și pentru noi și pentru el. Acum, închei cu a vă spune câteva lucruri simple, clare, care îi fac pe ei mai mari să suspine. De l am făcut să suspine. Nu știu, l fi făcut să suspine. O, -o, -o fi suspinând oare din cauza mea? Păi și eu, sunt, eu sunt un bun așa. Nu știu, l fi făcut să suspine. Hai să vedem dacă l-am făcut să suspine. Primul lucru, foarte simplu. Ce l-ar putea face să suspine pe unul mai mare? Lucru care, zice, ne -ar fi de nici, nu ne-ar fi de niciun folos dacă l-am face să suspine. 1. Absenteismul fizic. Cum să privegheze el asufl a unor sufleturi care nu sunt acolo? Cum să privegheze asupra lor? Nu? Ce păstor e el fără turmă? Cum să poate bucura păstorul că turma lui crește, să dezvolte dacă nu e acolo? Sau dacă îi cânt și când? Dacă odată când o cheamă vine, altă dată când o cheamă nu mai vine. Da? Și acum ați putea să vă întrebați, domnule, ce e așa de grav să absentez? Ce e așa de grav să lipsesc? Păi lipsa asta fizică, ce ar trebui să-i producă în viața unui om care știe cât de importante sunt metodele harului? Predicarea cuvântului, rugăciunea, închinarea. Ce ar, ar trebui să producă în sufletul unui slujitor? A oricărui slujitor. Ce ar trebui să-i producă? Că și omul ăla nu e aici ca să beneficieze de metodele prin care Dumnezeu dă harul lui. Harul perseverenței, harul sfințirii, harul apropiere de Dumnezeu. Ce ar trebui să producă în viața lui? Nu simpla mea prezență fizică, ci ce duce la lipsa mea de acolo. Ce se întâmplă? Da? El vede ce se întâmplă acolo. Doi, absenteismul spiritual. Când eu sunt în adunare, dar singurul lucru de care am nevoie, eu pernă și o plapumă. Și din față se vede foarte bine. Te uiți și vezi că încețoșat ochii. Strigi. Spui o glumă. Nu spui. Spui o ironie. Nu spui. Plângi. Faci orice. Omul e pierdut. E pe altă planetă. Ce ar trebui să... El știe că ești plecat. Ești plecat de acolo. Complet. Mă, cineva să stea lângă fratele că dacă cade să nu se lovească. Că e gresie și... Cam asta e singura chestie care rămâne. Absenteismul spiritual, Insensibilit. Cum ar trebui să mă simt eu? Te rog să te pui pe un scaun. Hai, repte, repte, repte. Absenteismul spiritual, da? Ce arată? Insensibilitate la ce? La ce să faci aici? La rugăciune? Insensibilitate la închinare? Insensibilitate la cuvânt? Ce arată lucrurile astea? Ce arată insensibilitatea mea la cuvânt? Ce arată insensibilitatea mea la rugăciune? Dacă eu, în timp ce să roagă frații și se întâmplă lucruri să în adunare, fraților, dacă eu în timp ce să roagă frații, mă uit. Hai, tată, când vine predicaia oare dată, Puf! Se roagă, da, să mai roagă, ăla, mai cântă, mai... Și asta e foarte distrat, doamne, parcă... Haha, suntem aici, ne bucurăm, slavă Domnul, merge înainte. Ce ar trebui să producă lucrul ăsta în sufletul oricărui membru, dar aminte în sufletul oricărui slujitor. Și poate fiecare dintre noi ne-am trezit în atitudini astea, așa, foarte legere, foarte legere în închinare. Chiar dacă nu avem aici icoane pe pereți, tot felul de sfinți din în ăștia înfricoșători cu câte o sabie, cu câte o suliță ca să ne înfricoșeze, ar trebui să știm că am primit o împărăție care nu se poate clătina, spune apostolul în evrei, și să aducem o închinare cu frică și cu tremură că și Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Asta ar trebui să fie atitudinea pe care o avem în închinare în prezența lui Dumnezeu. Absenteismul meu spiritual îi produce multă suferință. 3. Vomitarea învățăturii. Că n-am cum să o descriu altfel. Vomitarea învățăturii să predică cuvântul și eu nu-l pot primi. Și Biblia folosește termenul acesta, de exemplu, în Evrei, capitolul 6, când zice aveți nevoie iară de lapte. De ce? Nu puteau să mestece mâncarea tare, hrana tare. Când învățătura despre care tu știi foarte clar că este după cuvântul lui Dumnezeu, tu o dai în afară și el vede că o dai în afară. Aude că o dai în afară. Tu îi spui că nu o poți primi, da? Asta trădează o problemă spirituală a ta în relația cu Dumnezeu. Că nu poți primi cuvântul lui Dumnezeu, nu a lui. Dacă e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, da? Asta produce suferință. Patru, sabotarea autorității prin vorbirea de rău a învățătorilor cu ceilalți membri. Poți să vii, să stai să zâmbești foarte frumos aici. Dar dacă în restul timpului sabotezi autoritatea lui, ce ar trebui să-i producă lucrul ăsta? Ce ar trebui să-i provoace lucrul ăsta? Ce ar trebui să-i provoace? Și vă spun, ăsta e unul dintre cele mai eficiente moduri de a-ți îndepărta copiii de Dumnezeu. Vorbește-ți copiii, vorbește de rău slujitorii chiar dacă ai anumite obiecții întemeiate, atenție, întemeiate, nu cred că copiii sunt capabili să audă lucrurile acelea. Nu cred că copiii pot să poarte lucrurile acelea. Nu pot. Ce te, ce te, aștepți tu? Care crezi că va fi atitudinea copiilor tăi când vor veni aici? Așa? Prostul ăla de Andrei. O spus nu știu ce duminică. O să vin acolo și o să spun, ce, băi, de, ce părinții mei stau să-l ascultă pe prostul de Andrei în fiecare duminică? Nu, ce, ce o să crezi copiii? Copiii foarte deștepți. Sunt extraordinar de deștept. eu totdeauna simt că ei un pas înaintea mea în creșterea la lor. Totdeauna sunt cum pas înaintea mea. Să vezi cum te simți atunci când vocalizează ce, ce ai spus în casă, de față cu alții. Când știu că am avut o discuție pe care au auzit-o copiii mei și cu emoții, când am întâlnit cu emoții. Dacă o scapă, tata mi-a zis că, bam, te-au rezolvat. Te-au rezolvat. Nu sunt mulți copii au fost îndepărtați de biserică de părinții lor. De părinții lor. Nu pentru că slujitorii nu și-au făcut treaba, ci pentru că ei au avut anumite obiecții pe care trebuiau să le discute, dar în alt cadru și cu altcineva. Evident, cu slujitorii, nu? Sabotarea autorității. Schimbarea agendei mai marilor. Ca în fapte șase. Când se întâmplă lucrul ăsta, asta va duce la deturnarea de la munca lor, de la chemarea lor și ei vor suspina. trebuie să facă ceva ce nu schemați să facă. Ceva ce nu trebuie să facă. Nu care poate nu pot să facă. Ci ceva ce nu trebuie să facă indiferența, lipsa dorinței, nepăsarea, atunci când ești chemat, da? Și atitudinea, să știți, rănește câteodată mai mult, de o, câteodată mai mult decât acțiunile. Atitudinea. Da? Să face chemarea. Da, vedea ce-o fi. Om vedea ce-o fi, nu? Ignorarea avertizărilor pe care ți le dă, da? Să spune aici, în locul acesta, că el vechează asupra pericolelor care pasc sufletul. El te avertizează că vede pericolele astea ca să-i lui să te avertizeze și tu te duci și faci exact ce ți-a spus să nu faci. El te cunoaște, îți cunoaște sufletul, da? Poate tu de desenui, poate tu ei cerut un sfat. Poate te-a avertizat prin cuvântul lui Dumnezeu public, poate este un pericol public și a făcut avertizarea. Și te duci și faci exact ce a spus să nu faci. Ce produce asta în sufletul lui? Suspin. Suspin, da? Suspin. Și este o și o înșelare prin faptul că afirmi într-un fel tacit că faci, dar nu împlinești, da? A nu permite acces la sufletul tău. Deci tipul ăsta de relație, tipul ăsta de relație frățească, de genul, frate, dă mână așa frumos, am dat mâna cu bolțarul, așa sau cu bara de la, vagonul de la, de la tren, am dat mâna, dă bine cu te și deci, fiecare ne vedem de treaba asta, asta produce foarte mult suspin în viața unui slujitor. El știe că acolo relații sunt fracturate. El știe că acolo nu este o creștere organică a bisericii. Frații nu să se simt parte din același trup. De ce? Pentru că ți distanțați între ei sufletește vorbim. Și când eu îi opresc accesul la sufletul meu, da? el nu poate să-și facă munca. El nu poate să-și facă munca prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu permite acces la sufletul tău. Motiv pentru care nu te poate supraveghea atent, da? Uh, un alt lucru care îl face să suspire, cred. Membrii ultrasensibili și critici față de slăbiciunile lui. Nu există niciun om perfect. Deci dacă căutați o biserică perfectă, nu e asta. Dacă căutați slujitori perfecți, nu s aici cu siguranță nu să aici. Și acum nu vorbim de derapaje grave, scandaloase și așa mai departe. Suntem oameni. Suntem supuși greșelilor. Suntem în trupul ăsta păcătos. Ne străduim, ne luptăm cu noi și ne, neslim să fim plăcuți lui Dumnezeu, cum spune Pavel, în orice lucru. Dar avem fiecare dintre noi slăbiciunile noastre. Și păi dacă fratele păstor, păi dacă fratele cu tare o spus, sau... nu, dacă făcea oricine din adunare, nu era grav. Dar dacă a făcut de el, de neiertat așa cea. Gata, am auzit oameni, o grămadă de oameni Nu mai are nimic de spus înaintea mea Vai domnule, ce ușor ai fost lezat Dacă ai fi la fel de ușor lezat Cu ceea ce faci tu Ce proces al sfințirii fantastic Ar exista în viața ta Când ai spus, am spus vorba asta Vai, nu pot să trec peste lucrul ăsta O să stau în poșă rugăciune înaintea lui Dumnezeu Până niciodată nu o să mai spun așa ceva Dacă ai avea aceeași atitudine față de propriile greșeli Ai avea un proces de sfințire fantastic Extraordinar Extraordinar și ultimul lucru care de fapt îl menționez întreagă și care stă la baza celorlalte. Când membrii nu-și valorifică sufletul așa cum se cuvine și arată mai mult interes pentru trup decât pentru suflet. Dar el e chemat de Dumnezeu să privegheze, să vegheze niște suflete. Asta e domeniul lui de slujire și sufletelor acelora nu le pasă de ele însele. Le pasă mai mult poate de pisici și de câinii care au acasă. Îi hrănesc mai constant, au de grijă de ele mai constant. Nici măcar ca și nu se poartă cu sufletul lui ca și cu animalul de companie. Eu vorbeam astăzi dimineață cu mama. Eu nu pot să înțeleg oamenii care la ora 6 pe frig, pe, la 0 grad, iasă afară și să plimbă cu câinile. N-aș și la etajul 2, deschid, dacă vrei să te duci afară, du-te. Liniștit, eu nu cobor jos pentru nimic în lume. N-aș cobor pentru așa ceva. Oamenii au un interes, un atașament fantastic, de neînțeles pentru mine, fantastic, dar îl au. Unii n-au atașamentul ăla nici 10% pentru sufletele lor, nici 10%. Îl vezi, nu are interes pentru sufletul lui, preocupare pentru sufletul lui. Eu schemat de Dumnezeu să mă îngrijez de niște suflete. Eu nu văd efecte materiale. Da, domnule? După ziua de duminică, au făcut 4 milioane luni, nu două. Super! Ce eficiență au avut! Eu nu văd asta. Că se spunea deja, fiecare licărire de sfințenie, fiecare pas micuț, e o bucurie pentru Dumnezeu. Sper să fie autentic, sper să fie drept, sper să țină. Nu se efectele pe care le vezi, dacă când vezi dezinteres față de propriul suflet. Asta produce o suferință cumplită, cumplită. Chemarea lui Dumnezeu în această dimineață, prin cuvântul lui Dumnezeu, este să ne supunem și să ascultăm. Să identificăm cine sunt slujitorii lui Dumnezeu care este munca lor, la ce sunt chemați ei, să privim slujirea lor în lumina eternității. Domne, omul ăsta va da socoteală de ceva ce eu nu o să dau socoteală niciodată. El are o responsabilitate fantastică. Să nu-i fac munca grea, că nu-mi este mie de niciun folos. Și apropo, și apropo, Dumnezeu o să-ți uh, rânduiască și ție răsplătirea în funcție de cât ți-a păsat ție de felul în care el s-a simțit în slujirea lui. Și Dumnezeu vorbește despre felul în care el se simte satisfacția, gradul de satisfacție pe care o slujire, o are în slujire pentru că de asta depinde eficiența slujirii lui. Nu așa Dumnezeu zice, mă, fii așa atent la sentimentele lui, ia-ți aplicația și vezi ce stare sentimentală are. Nu, asta afectează eficiența slujirii lui. De asta membrilor trebuie să-i pese. Da? Trebuie să-i pese. Și eu cred că nu avem aici chiar oameni atât de hipersensibili Uh, și să spunem, Domnule, mă, mă obosește, nu mai pot. Fiecare lucru pe care îl fac, vai, mă simt rănit. Am spus ceva, vai, mă simt rănit, mă simt afectat. Nu-i cazul, nu-i cazul, da? Dumnezeu să ne bine pe toți împreună uh, ca să înțelegem la ce suntem chemați fiecare dintre noi și să respectăm ordinea stabilită de Dumnezeu în biserică. Amin.